Unde sunt iernile de altădată, poate vă întrebați când ați văzut 17 grade Celsius zilele trecute și soare? Ei bine, ne explică datele statistice ale meteorologilor, care arată că nu e doar o percepție. Clima chiar se schimbă și se duce către extreme. Iar 2021 a fost numit de specialiști anul anomaliilor climatice. În primul rând, anul trecut a fost cel mai cald din ultimii 40 de ani și chiar al 15-lea cel mai cald de la 1900 încoace, o altă performanță notabilă. Ca dovadă, în vara lui 2021 a fost emis cel mai timpuriu cod roșu de canicule din țara noastră. Asta a fost în intervalul 24-25 iunie pentru șapte județe din vestul țării. Și asta era doar începutul. Pentru că după aceea am avut parte de a treia cea mai caldă lună iulie din ultimii 60 de ani. Au fost temperaturi chiar și de peste 40 de grade Celsius în zone montane. Și ca să ne bucurăm cu adevărat de vară, august a venit cu mai multe recorduri de temperatură. Ba chiar a fost a doua cea mai fierbinte lună august din ultimele șase decenii și cea mai secetoasă. De altfel, în vara lui 2021 s-au emis cele mai multe coduri roșii de tip nowcasting, comparativ cu verile anilor 2019 și 2020. Și nici iarna n-a fost lipsită de probleme. În total, în anul 2020. S-au emis cele mai multe alerte meteorologice pentru fenomene periculoase la nivel național din ultimii doi ani. Iar meteorologii spun că nu e deloc o întâmplare. Astfel de probleme vor deveni pe viitor din ce în ce mai dese și mai grave.